aș alege ca un big winner, după cum spuneam, de dragul jocului. Destul de greu să declari un câștigător, însă, dacă ar fi după mine, dintre toate aceste companii, exact în acest moment... Salutare comunității Roinvest! Am avut clipuri cu o companie, două companii, trei companii, cinci și m-am gândit așa, de ce să nu avem un clip și cu 10 companii? Am ales așadar 10 titani, 10 companii mari din sectoare diferite, cu dividend sau fără, value sau growth și așa mai departe. Ne vom uita puțin la performanța acestora, apoi folosind noul fișier marca Roinvest, vom vedea care ar fi prețul fair calculat de mine cu propriile mele estimări și gândiri pentru fiecare dintre cele 10 companii. Apoi, folosind același fișier, vom compara și sorta toate companiile în funcție de creșteri în venituri, în profit, PE ratio, evaluare preț corect, etc. etc. A numi câștigătoare o companie din aceste 10 este oarecum irelevant pentru că sunt companii diferite ca și business, dar de dragul jocului vom face și asta. Vom avea o companie the big winner la final, luând în considerare anumite criterii pe care o să le vedeți doar dacă veți rămâne cu mine pentru următoarele câteva minute. Și dacă ești pentru prima oară aici, trebuie să spun că eu sunt Claudiu, locuiesc și studiez în UK, am început să învăț tot ce înseamnă bursă de când m-am mutat aici, adică de aproximativ 5 ani, iar pe canalul meu, Roinvest, învățăm despre risk, reward, analiza companiilor listate pe bursă, evaluarea lor, în încercarea de a duce stock picking-ul și investițiile value la următorul nivel. Și ca să nu o mai lungim, pentru că vorba multă sărăcie investitorului, hai să-i dăm drumul. Cele 10 companii sunt așadar Apple, Adobe, Alibaba, Disney, Johnson & Johnson, Nike, Tesla, McDonald's, Meta Platform sau Facebook și Netflix. Avem companii din 4 sectoare mari și late, Technology, Consumer Discretionary, Communications și Healthcare. Cea mai mare companie din punct de vedere capitalizare este evident Apple, cu un market cap de 2,42 trilioane, iar cea mai mică în acest moment este Netflix, cu un market cap de doar 86 de miliarde. Și ne vom uita mai întâi la performanța pe ultimul an a tuturor celor 10 companii. Vedem că în ultimul an atât Tesla, cât și Apple se află mai sus cu peste 20%, McDonald's și Johnson & Johnson aproape 10% mai sus, iar toate celelalte companii se află mult mai jos față de acum un an, Alibaba cu aproape 60% mai jos, Disney 40%, Netflix 60% și Facebook 40%, Nike și Adobe doar 13% mai jos. Și vom merge acum în fișierul StockCheck, vom vedea prețul corect pentru fiecare companie, după care vă voi arăta un fișier nou în care le vom compara și sorta pe toate cele 10. Le-am notat aici mai jos ca să nu uit care sunt și vom începe cu Apple. După cum vedem, un card CDS destul de verde, cu excepția punctelor de la evaluare, un punct de la datorii. Dacă vă aduceți aminte, într-un clip de acum câteva luni în care vorbeam despre Apple, vă spuneam că aceștia au destul de multe datorii, deci nu este chiar compania perfectă. Au un chowder de sub 12%, atât din cauza dividend yield, care este doar 0,59%, cât și din cauza creșterii dividendului în medie în ultimii 5 ani, după cum vedem în această căsuță, doar 8%. Și pentru un randament de 10%, cum de obicei folosesc la toate companiile care oferă dividend, prețul corect pentru Apple în acest moment, după calculele mele, ar trebui să fie undeva la 120 de dolari, ne aflăm la 148, deci voi aștepta personal o scădere de aproximativ 20%, în jur de 120 de dolari, probabil voi deschide o poziție Apple. Următoarea companie, Adobe, vedem creșteri atât în venituri cât și în profit net mai bune decât la Apple, un card CDS și mai verde decât la aceștia, avem doar punctele de evaluare roșii, în rest avem numai verde în afară de dividend pentru că nu oferă. Tocmai de aceea am folosit și un randament de 12% în calculul prețului corect, care ar trebui în acest moment să fie undeva în jur de 308 dolari, se află la 427, deși Adobe ar trebui să mai scadă undeva la 27% pentru a fi aproape de un preț corect.
următoarea companie, Alibaba. Din nou avem și la ei un card CDS cu roșu la marge, pentru că, după cum știm, Alibaba investește destul de mult în acest moment. Margele lor au fost afectate. Avem roșu la shares, însă știm deja că Alibaba a început să facă buyback. Am văzut asta în ultimul quarter raportat. Și pentru un randament de 12%, prețul corect ar trebui să fie undeva la $114. Deci ne aflăm la 96, care înseamnă aproape 20% discount. Creșteri în venituri în medie în ultimii 5 ani 48%, în profit net 23%. Așadar, după părerea mea, Alibaba poate fi considerat un value play, asta dacă ești pregătit să îți asumi riscurile adiționale cu care vine o astfel de companie. Next, Disney. Vedem creșteri în venituri de doar 4% în ultimii 5 ani, creșteri în profit doar 7%, asta evident pentru că au fost foarte, foarte afectați în 2020 din cauza pandemiei. Un card CDS foarte, foarte roșu nu bifează decât creșteri în venituri, pentru că și-au revenit destul de bine în 2021, un punct la price to sale și unul la datorii, în rest avem roșu la toate punctele. Iar pentru un randament de 12%, pentru că aceștia nu mai oferă dividend, ofereau înainte de pandemie, între timp l-au tăiat. În acest moment, prețul corect ar trebui să fie undeva la $82, ne aflăm la 109, va trebui să mai scadă undeva la 24%. Am deja deschis o poziție în portofoliul de growth la Disney undeva la $120+, însă este o poziție destul de mică și momentan aștept să scadă undeva sub $100 să mai adaug puțin, iar dacă va ajunge aproape de prețul fair, atunci probabil voi adăuga mai mult. Următoarea companie, Johnson & Johnson. Avem creșteri în venituri în medie în ultimii 5 ani 5%, 204% în profitul net, asta din cauza că exact prin 2017, deci acum 5 ani, au avut un an foarte, foarte prost în care au generat puțin profit, astfel că dacă calculăm din acel an până în prezent, în ultimii 5 ani avem o creștere mare, însă aceasta nu este creșterea reală, dacă excludem acel an este mult mai mică. O creștere a dividendului în ultimii 5 ani de 5% anual, iar pentru un randament de 10%, pentru că aceștia oferă un dividend, au dividend yield 2,42%, puțin sub media ultimilor 5 ani, deci cumva supraevaluată din acest punct de vedere, și pentru un randament de 10%, prețul corect ar trebui să fie undeva la $136, deci personal nu aș investi în Johnson & Johnson decât după o scădere de 22% din acest punct. După cum vedem, aceștia au performat foarte bine year to date pe ultimul an și pe ultimii 3, chiar dacă year to date S&P 500, Nasdaq și alți indici sunt mai jos, Johnson & Johnson încă se ține bine, cum de altfel tot sectorul healthcare a performat destul de bine în acest an, se află aproape de all time high, deci eu unul nu sunt interesat de o investiție în Johnson & Johnson, deși este o companie excelentă și care se potrivește perfect într-un portofoliu DGI, pentru că aceștia cresc foarte, foarte constant, însă după părerea mea proprie și personală, sunt destul de scumpi la $175. Hai să vedem și Nike pentru un randament de 10%, pentru că și Nike oferă un dividend, au un dividend yield de 1%, vedem, au un card CDS perfect în afară de, de cele 3 puncte de la evaluare, avem marje foarte bune în creștere, venituri în creștere, datorii puține, chowder ok, pentru că își cresc dividendul cu peste 13% anual în ultimii 5 ani, eficiență ok, nu fac nici dilution, în medie și-au cumpărat în ultimii 5 ani 1,36% din propriile acțiuni. Este o companie care arată foarte, foarte bine din aceste puncte de vedere, însă pentru un randament de 10%, după cum spuneam, prețul corect ar trebui să fie undeva la $81, este evident o companie perfectă, greu să o prinzi la un preț corect, însă nu e imposibil dacă scăderile generale vor mai continua pe bursă anul acesta, cu siguranță vom vedea Nike sub $100, în acest moment se află la 120, deci eu personal voi aștepta o scădere de 25-30% din acest punct. Year to date este mai jos cu aproape 30%, 27% mai exact, nu este imposibil. Următoarea companie, Tesla, evident că și aceștia au doar verde la creșteri în venituri, în marge, în free cash flow, în tot ce vrem, însă au roșu la evaluare, au roșu la shares pentru că fac dilution, din cauza la dilution au roșu și la eficiență, creșteri foarte bune în venituri, 52% anual în ultimii 5 ani, dar pentru un randament de 10%,
prețul corect pentru Tesla în acest moment ar trebui să fie undeva la 240-250 de dolari, după părerea mea, se află la 785, deci voi vrea să văd o scădere de aproximativ 68%. Am acțiuni Tesla în portofoliul Growth, achiziționate undeva la 300 și ceva de dolari, pe care le las acolo, nu le ating, nu mă interesează, poate să se întâmple orice, nici nu mai adaug decât atunci când vor ajunge aproape de prețul corect, deci practic când voi ajunge pe minus. Următoarea companie, una value, McDonald's. O chestie importantă la McDonald's, vedem creșteri în medie în ultimii 5 ani în venituri, minus 0,57%, practic veniturile McDonald's stagnează, nu au mai crescut în ultimii 5 ani, însă și-au îmbunătățit marjele, după cum vedem pe cardul CDS. Avem verde la marja EBITDA, verde la marja free cash flow, ceea ce înseamnă că și le-au îmbunătățit, vedem și asta, vedem asta și aici, creșteri în profit net de 12% în ultimii 5 ani, chiar dacă veniturile au stagnat. Aceștia fac și buyback, au un dividend yield de 2,23%, se află sub media ultimilor 5 ani, deci supraevaluată din acest punct de vedere. Își cresc dividendul cu 7% anual în ultimii 5 ani, deci nu bifează nici chowderul de 12%, au și un free cash flow payout peste 70% și pentru un randament de 10% vom vrea să vedem o scădere de aproximativ 28%, de la 247 până la un preț corect de 176 de dolari. Mai departe, Facebook. Din nou și la Facebook, după cum am văzut și la Alibaba, au marjele afectate din cauza investițiilor pe care le fac în acest moment. În rest, și la Facebook vedem numai verde, creșteri foarte bune în venituri, 33% anual în ultimii 5 ani, cam aceleași creșteri și în profitul net, 34%, free cash flow 30%, excelent. Pentru un randament de 12%, după calculele mele, prețul corect ar trebui să fie undeva la 210 dolari, se află la 194. Practic, Facebook este o companie care se află în acest moment sub prețul corect, o companie ușor subevaluată, deși nu foarte, foarte mult. Ultima companie de astăzi este Netflix. După cum știm, aceștia s-au prăbușit în ultima perioadă, vedem year to date o scădere de 66%, chiar dacă au creșteri foarte bune în venituri în ultimii 5 ani, 27%, un card CDS destul de ok, fac share dilution, însă după cum vedem aici 0,68%, nu foarte agresiv, au un P/E ratio de 18 și pentru un randament de 12%, un preț corect ar fi undeva la 210 dolari, ne aflăm la 200, recent am fost undeva aproape de 170 chiar. După cum știm, Netflix vine și cu riscuri adiționale, precum competiție foarte mare, faptul că trebuie să cheltuiască foarte mulți bani în CapEx, nu generează free cash flow, trebuie să investească constant în producții noi pentru a putea ține pasul cu competiția, iar acestea sunt doar câteva din riscurile cu care Netflix vine. Și vom merge acum în sheet-ul 10 Compare, avem aici toate companiile prezentate azi, Apple, Johnson & Johnson, Nike și așa mai departe, avem prețul acțiunii în acest moment, creșteri în venituri în ultimii 5 ani, profit net, free cash flow, shares, dividend, equity, yield-ul în prezent față de average-ul din ultimii 5 ani, la fel și la PE în prezent față de ultimii 5 ani, prețul corect și potențialul de la prețul corect. Și dacă ar fi să sortăm după creșteri în venituri, vedem cele mai mari creșteri în venituri le înregistrează Tesla, 52% anual în ultimii 5 ani, urmată de Alibaba cu 48% și Facebook cu 33%. Cele mai slabe creșteri în venituri avem la McDonald's, care practic stagnează, Disney doar 4% și Johnson & Johnson doar 5%. Dacă le sortăm după shares, vedem cel mai mare dilution evident îl face Tesla cu 6% creștere acțiunii în ultimii 5 ani, apoi Disney pentru că au avut nevoie să se finanțeze prin a dilua acțiunile de pe piață, apoi Alibaba, însă după cum știm aceștia fac acum buyback. Evident, pe locul 1 din acest punct de vedere se află Apple, care, după cum ați văzut în clipul meu despre share buybacks, dacă nu l-ați văzut, vă recomand să-l faceți, un clip foarte, foarte educativ. Apple este una dintre companiile care în ultimii ani au cheltuit cei mai mulți bani pe share buyback. Dacă le sortăm după PE, vedem că cea mai ieftină companie din punct de vedere PE este Facebook, un PE de 14, apoi Netflix 18 și Johnson & Johnson 23. Cea mai scumpă, evident, este Tesla, urmată de Disney și Adobe, iar dacă le sortăm și după prețul corect, compania cea mai subevaluată este Alibaba, urmată de Facebook și Netflix, care se află cumva aproape de un preț corect.
cele mai supraevaluate, după părerea mea, din acest top 10, să-i zic, sunt Tesla, Nike și McDonald's. Și după cum vedem, avem Tesla care câștigă la creșteri equity, adică la balance sheet, câștigă și la creșteri venituri. Avem Facebook care câștigă la PE ratio, Alibaba care câștigă la preț corect. Avem Netflix care este pe locul 2 și la PE ratio și la preț corect și la balance sheet. La fel, Facebook se află în top 3 la 3 puncte din 4. Destul de greu să declari un câștigător, însă dacă ar fi după mine, dintre toate aceste companii, exact în acest moment, aș alege ca un big winner, după cum spuneam, de dragul jocului, Facebook. Deși nici Netflix nu stă rău, nici Alibaba evident nu stă rău, Apple, din păcate, destul de scumpă, Tesla și mai scumpă. Fiecare companie vine și cu riscurile ei, Facebook cheltuie o grămadă de bani acum pe Metaverse, iar la Netflix și Alibaba vi le-am spus deja. Iar tu, dacă mai vrei clipuri de acest gen, lasă-mi un comentariu mai jos. Dacă te-a ajutat și ai învățat chestii noi, nu pleca fără să lași un like. Iar până la clipul următor, eu am fost Claudiu, la revedere!